Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți greci. Dacă vorbind câștigi bani, vei câștiga aur tăcând. O inimă care iubește este mereu tânără. Bunătatea dă naștere la bunătate. Avarul nu stăpânește aurul, ci aurul îl stăpânește pe el. Nenorocirea celor buni îi face fericiți pe cei răi. Virtutea e calea de mijloc între două vicii. Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinerețea unei vrăbii. Leneșii sunt mereu în sărbătoare. În nefericire, omul se salvează prin speranță. Gândurile ce-ți vin ulterior sunt mai înțelepte. Nimic nu-i fără de nădejde. Trebuie să speri în toate. Nu te saturi privind cum muncesc alții. Propria casă este mai plăcută decât oricare alta. Laudă-ți mai degrabă prietenii decât pe tine însuți. Pe cel rătăcit, adu-l pe calea cea bună. Să fii robit de patim e mai rău decât să fii slugă la tirani. Faima ce străbate până departe face să existe ceea ce nu există. Nimic nu-i sigur în viața muritorului. Toate femeile, odată lumina stinsă, sunt la fel. Îndrăzneala prea mare te face să comiți multe greșeli. Orice pi are dureri când intră pu în ea, dar normal durerea trebuie să fie mică spre medie.